tumor la Duduș. Este un lac care aparține primăriei din Duduș, dacă nu mă înșel. Un lac cu foarte multă structură și aparent destul de mult răpitor. Avem câteva ore să pescuim. Presiunea nu ne ajută, vremea nu e chiar în favoarea noastră când vine vorba de răpitori. E un lac cu foarte multă structură, apă mică, gropi adânci și foarte, foarte mulți copaci căzuți în apă, care oferă un spațiu de refugiu pentru pești. Ca și specii avem aici șalău, somn, ștucă, biban, avat și mai rar câte un clean. Dar există o populație destul de bună, dar și foarte mofturoasă în același timp. Nu mănâncă orice, nu mănâncă oricând. Astăzi vom încerca să pescuim cu gume și cu rattling-uri în cea mai mare parte. Nu, asta era locul meu. Ia, primul atac, la primul lanseu. Și l-am ratat. Un biban? Un șalău. Un pui de șalău. Hai, mă. Îl vom elibera rapid. Două lanseuri, doi pești. Încă un șalăiaș. S-a pus pe ea. Unde sunt șalării mari? Trei lanseuri, trei trăsături, doi pești.
tot mic. Foarte mici. Strapazani. Da, măcar avem ceva activitate. După lansarul ăsta o să schimbăm un pic unghiul. Nu știu ce am vrut să ridic în băț. S-a întâmplat ceva între momentul în care am venit și acum. Nu mai avem atacuri. Foarte interesant, când am ajuns, în primele minute am avut 3 lanseuri, 3 atacuri, 2 pești, am mai ciupit încă unul mai târziu și am mai scăpat unul în primele probabil 10 minute. Mă gândeam că o să fie o zi extraordinară, din păcate ceva s-a schimbat, nu știu exact ce, dar peștii nu vor să mai răspundă de absolut nicio culoare. Încercăm un loc nou.